Codul rutier va suferi în curând o serie de modificări importante. Dacă pentru unele dintre abaterile deja existente vor fi aplicate amenzi în cuantum mai mare decât în prezent, va fi adăugată și o serie de amenzi noi, dar și unele sancțiuni complementare vor fi înăsprite. Proiectul de ordonanță de urgență pus vineri de Ministerul Afacerilor Interne în dezbatere publică urmează să înăsprească amenziile pentru următoarele contravenții. Circulația nejustificată a unui autovehicul pe banda de urgență autostrăzii, creșterea amenzii de la un cuantum cuprins între 580 și 725 de lei la 1305-2900 de lei. Întoarcere, mersul înapoi, circulația pe contrasens sau traversarea sensurilor de circulație pe autostrăzi va fi amendabilă cu 1305 sau 2900 de lei față de 580-725 de lei, cât era marja în acest moment. Depășirea neregulamentară, sancționabilă cu amendă cuprinsă între 870 și 1160 de lei față de 580-725 de lei cât este în prezent. Iar dacă în urma manevrei de depășire neregulamentară se produce un accident cu pagube materiale, amenda urcă până la cuantumul cuprins între 1305 și 2900 de lei. Nerespectarea acordării de prioritate. Amenda va fi cuprinsă între 870 și 1160 de lei. Dacă în urma nerespectării se produce un accident, cuantumul amenzii crește la o valoare de până la 2900 de lei. Cuantumul amenzilor este calculat la valoarea actuală a punctului de amendă, respectiv 145 de lei. În proiectul de ordonanță de urgență sunt prevăzute și amenzi noi pentru șoferii care au un comportament agresiv atunci când conduc mașini pe drumurile publice, iar valoarea amenzii este cuprinsă între 1305 și 2900 de lei. Depășirea vitezei cu mai mult de 70 de km la oră față de limita prevăzută pentru sectorul de drum respectiv se pedepsește cu o amendă cuprinsă între 1305 și 2900 de lei, căreia îi se adaugă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Sancțiuni complementare mai dure vor fi acordate în plus față de amenzile plănuite a fi majorate sau noi introduse pentru nerespectarea regulilor de circulație pe autostradă, respectiv întoarcerea sau mersul cu spatele, creșterea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule de la 90 la 120 de zile. Pentru circulația pe contrasens, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire, dacă prin această manevră s-a produs un accident, de la 60 la 90 de zile. Nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu cale ferată, de la 90 la 120 de zile. Nerespectarea regulilor privind manevrele de depășire, de la 30 la 60 de zile, iar dacă în urma abaterii se produce un accident, sancțiunea complementară de suspendare a dreptului de a conduce crește de la 60 la 90 de zile. Nerespectarea regulilor privind acordarea de prioritate pentru pietoni și autovehicule, de la 30 la 60 de zile, iar dacă se produce un accident fără victime, se majorează de la 60 la 90 de zile. Perioada de suspendare a permisului va crește de la 90, cât este în prezent, la 180 de zile pentru anumite fapte grave, cum ar fi infracțiunea contra siguranței circulației pe drumurile publice, accidentul de circulație din rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, dacă a fost încălcată o regulă de circulație ce prevede suspendarea dreptului de a conduce, condamnarea definitivă pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat sau tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate sau cu număr de înmatriculare fals. Printre schimbările pregătite se mai află și înlocuirea aplicării sancțiunii complementare privind acordarea 3 puncte de penalizare cu suspendarea permisului timp de 90 de zile. Mai mult, perioadele de suspendare a permisului nu se vor mai suprapune, ci se vor aduna fără a exista o limită maximă. O altă modificare prevăzută de proiectul de ordonanță de urgență vizează înghețarea perioadei de anulare a punctelor de penalizare de 6 luni, când este contestată o amendă la momentul cumulului a 15 puncte de penalizare aferente suspendării permisului. Ca să se aplice, proiectul de ordonanță de urgență trebuie adoptat de guvern și publicat în Monitorul Oficial. Biserica fortificată din Hâlmea, comuna Șercai, a fost construită în secolul al XII-lea, între anii 1160 și 1190, și ilustrează faza de trecere de la romanic la gotic sub influența cisterciană pe ruinele unei bazilici romane de dimensiuni modeste distrusă de mongoli. Portalul vestic este cel mai bine păstrat, iar în sculptura consolelor și a cheilor de boltă se întâlnesc elemente figurative. Este a doua ca vechime din Transilvania după biserica fostei mănăstiri cisterciene din Cârța. Biserica cu trei nave a fost restaurată în anul 1979. Ea a fost atestată documentară în 1211 și există un document de donație către comunitatea din Hâlmeac de la acea vreme. Până în anul 1542, biserica a fost romano-catolică, an în care Johannes Honterus a dat un edict de adoptare a reformei protestante.
Planul edificiului de cult este alcătuit dintre trei nave, una centrală și două laterale. Biserica are patru intrări, două în partea sudică, una pe latura nordică și alta pe cea vestică. Intrarea principală este cea din vest, accentuată de un portal impozant format din arce frânte executate din piatră. Tot pe fațada de vest a existat un turn care a fost demolat probabil în urma unui incendiu. Altarul este situat la răsărit. Tabloul altarului, înfățișând răstignirea lui Isus, a fost pictat în 1843. Prima orgă s-a construit în anul 1777, cea actuală datând din 1816, fiind opera unui meșter din Prejmer. Un alt obiect de cult valoros este cristelnița, cioplită într-un singur trunchi, datată din secolul al XVI-lea. Băncile din navele laterale, fără spetează, întregesc și ele cadrul medieval. Biserica este înconjurată de un cimitir cu alei, arbuști ornamentali, copaci și pomi fructiferi. Incinta de piatră a cimitirului are o înălțime de 4 metri și datează din secolul al XVIII-lea. În curtea bisericii se află un bust care o reprezintă pe Elisabeta, împărăteasa Austriei, cunoscută pe numele de Sisi. Este singurul bust din Transilvania, rămas intact și una dintre puținele statui din Europa ce o înfățișează pe faimoasa prințesă, mai apoi împărăteasa Austriei. Acesta spunem la mulți ani de Revelion la ora 20:59 de minute, pentru că toate petrecerile trebuie să se încheie la ora 21. Aceasta a decis la sfârșitul săptămânii trecute Comitetul Național pentru Situații de Urgență prin hotărârea numărul 105 din 19 noiembrie 2021. La distracție pot lua parte doar cei cu certificat verde, dar nu și cei testați. De ziua României, cel mult 400 de persoane pot participa la evenimentul organizat în București, în timp ce în restul țării pot fi maxim 200 de persoane la evenimente similare. Accesul la evenimentele de 1 decembrie se va face doar cu certificat verde și doar pentru persoane vaccinate sau trecute prin boală, nu înainte de un triaj epidemiologic serios. În aceea zi vor putea participa cel mult 300 de persoane la evenimentele care vor avea loc în sediile autorităților centrale. Cât despre petrecerile de Crăciun și Revelion, acestea pot fi organizate doar până la ora 21 cu cel mult 1000 de persoane și 4 metri pătrați distanțare între acestea. Acces la petrecerile private și inclusiv la cele din stradă vor avea loc doar persoanele cu certificat verde trecute prin boală sau vaccinate, nu și persoanele testate. Toate aceste prevederi aprobate în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență din 11 noiembrie trebuie transpuse într-o hotărâre de guvern ca să se aplice. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență din 11 noiembrie 2021 poate fi consultată pe www.tvfăgăraș.ro. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo pentru următoarele două săptămâni. Potrivit ANM, în perioada următoare, vremea se va răci considerabil, iar la începutul lunii decembrie, în mai multe regiuni din țară, ar putea apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Transilvania, în cursul zilei de 22 noiembrie, va fi mai cald decât în mod obișnuit, cu maxime medii în jurul la 10 grade, dar între 23 și 25 noiembrie, valorile termice diurne vor scădea spre normalul perioadei, adică în medie între 5 și 6 grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, astfel încât în intervalul 27-29 noiembrie, temperaturile maxime vor tinde spre medii de 10-11 grade. Din 30 noiembrie, valorile diurne vor fi în scădere și vor caracteriza un regim termic apropiat de normal, cu maxime ce vor oscila în medie între 4 și 6 grade. Media temperaturilor minime se va situa sub limita de îngheț, valori în general medii de -3-1 grad, exceptând nopțile din perioada 27-29 noiembrie și noaptea de 23 noiembrie, când valorile nocturne se vor situa la medii de 1-2 grade. Va ploua slab cantitativ, local în cursul nopții de 22-23 noiembrie și la începutul zilei de 23 noiembrie, dar cu caracter temporar, începând din 26 noiembrie și până la sfârșitul perioadei de referință.
Cu o probabilitate mai ridicată spre finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie vor fi posibile și precipitații mixte la Poviță și Nisoare. Și la nivelul zonei montane vor fi alternanțe termice în perioada 22 noiembrie-5 decembrie. În prima zi a săptămânii vremea va fi caldă, cu o medie a maximelor de 6-8 grade, apoi se va răci accentuat până la valori de numai 0-1 grad. Va urma o încălzire ușoară în perioada 26-28 noiembrie, când se va atinge o medie a maximelor de 4-5 grade, iar pentru a doua parte a intervalului analizat sunt estimate maxime de 0-2 grade, chiar ușor negative în unele zile. Evoluția va fi asemănătoare și la temperaturile minime, care în intervalele reci, 24 și 25 noiembrie și după 30 noiembrie, vor scădea la o medie de -6-4 grade, iar în cele mai calde, 22 și 23 noiembrie și perioada 27-29 noiembrie, vor atinge valori apropiate de 0 grade. Temporar se vor semnala precipitații în noaptea de luni, 22 spre 23 noiembrie și în ziua de marți, 23 noiembrie, dar și după 26 noiembrie. Probabilitatea pentru cantități mai însemnate va fi mai ridicată în intervalul 27-29 noiembrie și în zilele de 3 și 4 decembrie. În cursul lunii noiembrie 2021 s-a efectuat un număr de 35 de controle, în urma cărora s-au aplicat 18 sancțiuni, din care 12 avertizmente, 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 110.200 de lei. Acțiunile de verificare au fost efectuate la nivelul întregului județ și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentare a condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului, se specifică în comunicatul de presă publicat pe site-ul DSVSA Brașov. În continuare, controlele efectuate de inspectori au ca obiectiv principal prevenirea apariției toxinfecțiilor alimentare în perioada premergătoare a sărbătorilor de iarnă. De asemenea, la DSVSA Brașov și la circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale din teritoriu, cât și de către medicii veterinari de liberă practică, se asigură efectuarea examenului trichineloscopic pentru carne de porc cu un program de permanență atât la sediul DSVSA cât și la sediul din teritoriu pentru efectuarea examenelor trichineloscopice. Controlele inspectorilor sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine animale se realizează în baza programului de supraveghere și control pentru anul 2021, controle oficiale ce vizează carnea de pasăre provenită din Polonia și carnea de porc în contextul pestei porcine africane și se realizează la operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum carmangerii, măcelării, super sau hipermarketuri, depozite alimentare. Dorința Guvernului ca toți elevii să fie testați non-invaziv cu teste de salivă rămâne deocamdată la stadiul de intenție. Cu două zile înainte de data la care ar trebui livrate testele de salivă în școli, apar noi probleme după ce o parte dintre firmele care au câștigat licitația s-au retras imediat după semnarea acordului cadru. Din cele 9 milioane de teste din primul lot care trebuie livrat, în școlile din România vor ajunge săptămâna aceasta doar 5 milioane, așa că rămâne de văzut cum vor fi distribuite aceste teste pentru ca ele să ajungă la cât mai mulți copii din toată țara. S-a ajuns la această situație pentru că o parte din firmele care au participat la licitație s-au retras, pe motiv că în momentul de față nu mai au aceeași putere de cumpărare ca în momentul în care a fost demarată licitația. Prețul de achiziție al testelor între timp a crescut. În plus, firmele care au rămas să onoreze acest contract nu pot în momentul de față să asigure transportul acestor teste din China, care este țara de origine, către România. Cel mai recent termen avansat de către autorități, atât din educație cât și din sănătate, era pentru miercuri 24 noiembrie, dar din cauza situației prezentate mai sus, testele vor ajunge în școli abia vineri, 26 noiembrie, deci prima testare a celor mici s-ar putea face abia săptămâna viitoare din 29 noiembrie. Cum guvernul a stabilit că această zi este liberă, primele teste de salivă ar urma să se facă așadar din 2 decembrie. Testarea se poate face atât acasă de către părinți, cât și în unitatea de învățământ, caz în care ar fi necesară completarea unui formular de liber consimțământ din partea părinților.
Primăria Făgăraș a anunțat cum se va desfășura programul manifestărilor prilejuite de sărbătorile de iarnă. Ca și anul trecut, evenimentele se vor desfășura fără spectatori. Startul sărbătorilor de iarnă se va da în seara de 5 decembrie cu ocazia aprinderii iluminatului festiv. Acest moment va putea fi urmărit în direct dacă vă aflați pe stradă în acele clipe, dar și pe pagina de Facebook a Primăriei Făgăraș. În parcul din centrul orașului dulciurile vor colora bradul, iar lângă el se va afla renul Rudolf, care vine cu sania moșului. În apropiere, ursul Teddy îmbrăcat în costum de Moș Crăciun va întregi atmosfera. Nu doar în centru vom simți atmosfera sărbătorilor de iarnă. Restul orașului va fi cuprins de o atmosferă călduroasă datorată aranjamentului cu becuri care degajă o lumină alb caldă. Forme retro strălucitoare vor înfrumuseța stâlpii stradali, iar în sensurile giratorii vor fi amplasate diverse fântâni de lumină. Luminițele de sărbători vor colora și străzile din toate cartierele. Cum a fost stabilit încă de anii trecuți, nu vor fi achiziționați brazi tăiați, ci vor fi împodobiți cei plantați pe domeniul public. Datorită faptului că nici în acest an nu vor fi evenimente organizate, gen spectacole la scenă sau alte evenimente care implică spectatori, nu vor fi necesare restricții speciale în zona centrală. De doze de vaccin produs de Pfizer-BioNTech au ajuns luni în țară. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriană și au sosit pe aeroportul din Otopeni. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. Astfel, procesul de vaccinare continuă atât în centrele din București cât și din țară, dozele fiind distribuite după cum urmează. Centrul Național de Stocare București, 503.100 de doze. Centrul Regional de Depozitare Constanța, 35.100 de doze. Centrul Regional de Depozitare Brașov, 81.900 de doze și Centrul Regional de Depozitare Iași, 70.200 de doze. Până la acest moment, țara noastră a recepționat 16.982.699 de doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 10.890.305 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov împreună cu Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Brașov, a efectuat miercuri 24 noiembrie 32 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de trafic de droguri de risc și mare risc. Se pare că în județul Brașov ar fi acționat două grupări care ar fi desfășurat activități de comercializare a drogurilor de risc și de mare risc, acestea aprovizionându-se de la persoane din Turda și Sibiu. Poliția spune într-un comunicat că pe lângă membrii celor două grupări au mai fost identificate și unele persoane care ar fi comercializat în mod independent droguri de risc și de mare risc. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că mai multe persoane ar fi comercializat diverse cantități de MDMA achiziționate de pe teritoriul unor state europene la prețuri cuprinse între 40 și 60 de lei pe comprimat. Conform comunicatului transmis de IPJ Brașov, o parte dintre activitățile de trafic de droguri ar fi fost desfășurate în incinta unui local din municipiul Făgăraș, în care s-ar fi organizat petreceri cu muzică lăutărească. La sediul DICOT, Serviciul Teritorial Brașov, au fost conduse în vederea audierii 30 de persoane. Acțiunea beneficia de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județene Brașov, respectiv Serviciul pentru Acțiuni Speciale și Poliția Municipiului Făgăraș. De asemenea, Inspectoratele Poliției Județene Sibiu, Mureș și Cluj, precum și al jandarmilor din cadrul grupărilor de jandarmi mobile din Brașov și Cluj. De asemenea, la activități au participat două echipaje canine de la Centrul Kinologic Sibiu. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Un comunicat al IPJ Brașov ne informează că polițiști din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și vătămare corporală din culpă. Fapta în cauză s-a petrecut luni, 22 noiembrie, când în jurul orei 15 polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că la o societate comercială din municipiul Făgăraș a avut loc un accident de muncă.
În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 33 de ani, fiind în timpul programului de lucru, în timp ce desfășura activități specifice liniei de muncă, ar fi suferit leziuni la nivelul unuia dintre membrele superioare. Bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a scos la concurs 44 de posturi de soldați profesioniști, dintre care 10 posturi pentru detașamentul de pompieri Făgăraș și 6 pentru secția de pompieri Victoria. Pentru a putea participa la concurs, doritorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani și o pregătire fizică bună. De asemenea, un alt criteriu important se referă la faptul că pe aceste posturi pot candida și persoane care au absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu. Candidații vor avea de trecut 2 probe eliminatorii, urcarea pe scară și deplasarea în subsolul întunecat, și vor parcurge un traseu practic aplicativ. Probele eliminatorii se aplică pentru verificarea existenței fobiilor incompatibile cu sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile calității de pompier. Aceste probe constau în urcarea pe scară și deplasarea prin subsol întunecat. Evaluarea performanțelor fizice constă în parcurgerea traseului practic aplicativ. Mai multe amănunte despre concurs, precum și prezentarea traseului practic aplicativ pentru admiterea la pompieri, le puteți vedea pe www.tvfăgăraș.ro. La data de 22 noiembrie 2021, în jurul orei 21:50, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Voi l-au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 51 de ani, care conducea un autovehicul pe raza localității Hârseni din județul Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. La testarea conducătorului auto, din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 0,51. Prin urmare, acesta a fost condus la unitatea medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, în care se va propune soluția legală la finalizarea anchetei. Minivacanța de la acest sfârșit de săptămână a făcut ca programul de vizitare la Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat să se modifice astfel. În zilele de 29, 30 noiembrie și 1 decembrie, muzeul este deschis între orele 9-17, ultima intrare la ora 16. Prețul biletului de intrare la muzeu este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Guvernul a creat o punte între weekend, Sfântul Andrei și 1 decembrie, astfel s-a creat o mini-vacanță pentru bugetari de 5 zile. 27 noiembrie, sâmbătă, 28 noiembrie, duminică, 29 noiembrie, luni, 30 noiembrie, marți, Sfântul Andrei, zi liberă legală, și 1 decembrie, miercuri, Ziua Națională a României, zi liberă legală. Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat este muzeul unui areal istoric și etnografic reprezentativ pentru România, care a fost înființat începând cu anul 1923 pe baza patrimoniului colecționat de către profesorul Valer Literat, sub egida Astra. La început s-a aflat în custodia acestuia până în anul 1951, când muzeului i-a fost atribuit un sediu stabil și a primit statutul de instituție de stat sub titulatura de Muzeul Orășenesc Făgăraș. În anul 1973, Muzeul Orășenesc a fuzionat cu secția muzeală ce fusese înființată încă din 1968 în cetatea Făgărașului și afiliată Muzeului Bruckenthal din Sibiu. După fuziune și până în anul 1981, s-a numit Muzeul Cetatea Făgăraș, iar de la această dată și până în anul 2004 a purtat denumirea de Muzeul Țării Făgărașului. Printr-un ordin al Ministrului Culturii din anul 2004 s-a hotărât titulatura de Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat fiind clasificat în categoria muzeelor de importanță județeană. Programul de guvernare al noului cabinet Nicolae Ciucă susține reintroducerea voucherelor de vacanță eliminate de guvernul Câțu la începutul anului 2021. În acest an au putut fi folosite doar tichetele emise în 2019 și 2020, care nu fusese refolosite din cauza pandemiei. De tichetele de masă vor putea beneficia de anul viitor pe lângă bugetari și angajații firmelor private, iar statul va acoperi contravaloarea acestora.
Utilizarea voucherelor de vacanță va fi limitată doar pentru pensiuni agroturistice și stațiuni balneare și nu vor mai putea fi folosite și la plata sejururilor pe litoral. Explicația este că pe litoral, unde plățurile sunt destul de mari, pot merge cei care au suficiente venituri cât să nu aibă nevoie de voucherele de la stat. Valoarea acestora va fi de 1450 de lei. Tot la capitolul turism, politicienii au inclus și un program pentru digitalizarea turismului, care presupune digitalizarea sistemului de evidență a turiștilor în România cu respectarea normelor GDPR, pentru a dezvolta baza de date care să permită o mai bună țintire a promovării de țară pe categoriile țările de interes potrivit documentului. În curtea din spatele unității militare din Tudor Vladimirescu, de lângă Peni, se va construi în sistem modular un incubator de afaceri, proiect finanțat cu fonduri nerambursabile. După finalizarea contractului, a fost finalizată licitația de proiectare plus execuție, a fost desemnat câștigătorul, iar vineri, în ședința de Consiliu Local, primarul a venit cu proiectul final pentru ca să fie obținută aprobarea indicatorilor economico-financiar pentru a se putea da ordinul de începere și execuția lucrărilor. Acest proiect reprezintă un început, deoarece, conform declarației primarului Gheorghe Sucaciu, în acea zonă se va realiza și un centru civic unde vor fi la un loc toate instituțiile de care au nevoie cetățenii. Clădirea care se va construi acum va fi compartimentată cu spații funcționale extinse pe circa 600 de metri pătrați, care vor deservi cel puțin 16 societăți comerciale nou înființate. Vor fi amenajate 3 birouri pentru incubare, preincubare și coworking cu 40 de posturi de lucru. Se va compartimenta un birou administrativ ce va fi folosit de echipa de administrare pentru activități curente și pentru discuțiile cu firmele incubate sau vizitatori. La finalul implementării proiectului, firmele vor mai avea la dispoziție un spațiu dedicat pentru arhivă, grupuri sanitare, două săli pentru teleconferințe și un spațiu tehnic. Sala de mese din incinta clădirii va fi folosită de rezidenți pentru luat masa și pentru a depozita alimente. Alte două săli de conferințe vor fi folosite pentru organizarea de întâlniri și evenimente, de prezentări ale firmelor, pentru organizarea de reuniuni de lucru restrânse între antreprenori și mentori, organizarea ședințe, cursuri, întâlniri cu investitorii. În perioada de pre- și post-incubare se vor acorda diferite servicii firmelor beneficiare. În aceste etape vor fi disponibile celor incubați servicii administrative, de exemplu, recepție, secretariat, securitate, comunicare, curățenie, bufet, servicii profesionale de contabilitate, servicii profesionale juridice și legale, servicii de marketing și mentorat, consiliere managerială și planificarea afacerii, training pentru rezolvarea competențelor, studii de piață, consultanță export, asistență IT și e-business. Valoarea totală a proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este de 5.181.535 de lei, din care 2.793.871 de lei este valoarea finanțării nerambursabile alocate. Contribuția primăriei Făgăraș va fi de 2.065.296 de lei, adică 42,54% din valoarea eligibilă. De asemenea, tot din bugetul local vor fi acoperite și cheltuielile neeligibile în cuantum de 319.339 de lei. Scăderea numărului de infectări din Făgăraș a făcut pe cei de la Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică din sistemul centralizat să revină la programul anterior de lucru. Astfel, începând cu data de 2 decembrie 2021, caseria unității va avea următorul program cu publicul. Luni, miercuri și vineri, între 7.30 și 14.45, iar marți și joi, între 7.30 și 15.45. Pe fondul situației epidemiologice din municipiu și a incidenței ridicate a cazurilor de COVID din luna noiembrie, programul cu publicul și caseria instituției au fost scurtate. Totodată, în zilele de luni, marți și miercuri, 29 noiembrie, 1 decembrie, activitatea cu publicul și caseria vor fi închise. Accesul în instituție se face și în decursul lunii decembrie, respectând prevederile legale de hotărârea de guvern numărul 1130 din 22 octombrie 2021. Clienții pot achita facturile către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș și online, în contul afișat pe ecran. De anul viitor, șoferii vor plăti în funcție de cât poluează mașinile lor. Potrivit programului de guvernare PSD-PNL-UDMR, toți proprietarii de autovehicule vor fi impozitați pe principiul poluatorul plătește.
Aceasta în contextul în care România are printre cele mai vechi parcuri auto din Europa, iar țara noastră s-a angajat la Bruxelles să reducă noxele în schimbul miliardelor de euro pe care le va primi prin PNRR. În funcție de gradul de poluare, Euro 6, Euro 5, Euro 4, Euro 3, taxele vor fi aplicate în mod crescător. Camioanele vor fi taxate în funcție de distanța pe care o parcurg, măsura ar urma să fie implementată cel mai probabil de anul viitor. În momentul de față, parcul auto din România numără peste 9 milioane de autoturisme. Jumătate dintre acestea însă sunt mai vechi de 15 ani, arată datele oficiale. Nu trece săptămâna fără să avem cel puțin o persoană prinsă de polițiști conducând un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Conform buletinului de presă transmis de IPJ Brașov și semnat de agent principal de poliție Nadia Olaru, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. În fapt, la data de 26 noiembrie 2021, în jurul orei 22:45, polițiștii au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 41 de ani, care conducea un autovehicul pe raza localității Beclean, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Procedându-se la testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 0,91. În consecință, acesta a fost condus la unitatea medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române, a documentelor personale și ale autovehiculului condus, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehiculul pe drumurile publice. În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei. Vineri au fost stabilite restricțiile pentru perioada imediat următoare, valabile pentru evenimentele din luna decembrie. Festivitățile de 1 decembrie vor fi organizate doar cu persoane vaccinate și trecute prin boală, iar petrecerile de sărbători se vor termina la ora 21. Anunțul nu a mai fost făcut de Raed Arafat, ci de ministrul de interne Lucian Bode. Mai mult, ministrul sănătății Alexandru Rafila a lăsat să se înțeleagă faptul că săptămâna viitoare se va decide dacă România va avea parte de noi restricții sau de o serie de relaxări. Totul se va face în funcție de evoluția numărului cazurilor de infectare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit vineri noile reguli de respectat în perioada următoare, inclusiv pentru ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale a României. Astfel, se permite organizarea de ceremonii oficiale. Ceremonia de 1 decembrie este permisă cu 400 de persoane în București și cel mult 200 de persoane în reședințele de județ. Participarea este permisă doar pentru cei vaccinați sau cei care au trecut prin boală. Se permite organizarea de festivități cu participarea 300 de persoane. Se permite organizarea de festivități locale cu participarea maximum 150 de persoane. Se permite organizarea competițiilor sportive în spații închise și deschise la capacitate de 30% din spațiu până la ora 21. Participarea este permisă doar pentru cei vaccinați sau cei care au trecut prin boală. Se permite organizarea de spectacole, concerte, evenimente culturale în aer liber la 30% din capacitatea spațiului. Nu pot participa mai mult de 1000 de persoane. Participarea este permisă doar pentru cei vaccinați sau cei care au trecut prin boală. Se permite organizarea de cursuri de formare profesională și conferințe până la ora 21 la 30% din capacitatea spațiului. Nu pot participa mai mult de 150 de persoane. Participarea este permisă doar pentru cei vaccinați sau cei care au trecut prin boală, iar cei prezenți la eveniment sunt obligați să poarte mască.